Astăzi, în jurul orei 12, pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca, Giurgiu, deplasați cu două autospeciale în vecinătatea Gării de Sud, au acționat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă într-o zonă greu accesibilă. Uite acolo! Dați cara jos și despaceți câteva țigle de alea aici! Hai, repede, repede, despaceți câteva țigle de alea aici! Din casa în care își aveau adăpostul câteva suflete, o femeie și 5 copii plecaseră în apropiere la o vecină și nu-și explicau cum a luat foc imobilul. Nu știu, le-am pomenit așa cu focul, că eu n-am fost acasă, am fost la vecini cu toți copiii după mine, am fost la ei. A fost la noi și întâmplător am văzut de la mine după geam că iese fum la ei. Și când am venit aici așa, am sunat repede la pompieri că l-o arde la ei. Nici celelalte persoane sosite la fața locului nu cunoșteau cauza evenimentului trist. Nu știu. Din spusele vecinilor însă, o persoană de gen feminin a fost transportată de urgență la spital fiind intoxicată cu fum. În zonă, pe prelungirea străzii Digului, relativ de curând, au mai avut loc câteva incendii și deși cei care locuiesc aici susțin că pompierii răspund rapid la solicitări, sarcina luptătorilor cu flăcările este îngreunată de străduțele înguste, fără posibilitate de acces a autospecialelor.